Ți-am spus acum câteva zile că Victoria's Secret renunță la manechinele de top, precum Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima sau Letizia Casta. Noua politică nu va include femei neapărat sexy, ci femei împlinite, desăvârșite, spre exemplu femei activiste și antreprenor. Așa că ne-am propus atunci să facem un sondaj pe paginile noastre și să te întrebăm ce modele crezi că ar trebui să folosească industria de modă. Răspunsurile tale sunt... au fost adunate în aceste zile, noi ne-am uitat și se remarcă preferința pentru femei care nu îndeplinesc normele stricte ale aspectului fizic al modelelor profesioniste, dar sunt de diferite vârste, naționalități, apartenențe etnice și religii. Practic, bărbații țin mai mult de politica veche, 41% preferă modelele profesioniste față de doar 18% în cealaltă categorie. Românii au votat, știi? Dezamăgit sau nu de rezultatele sondajului? Nu pot să fiu nici amăgit, nici dezamăgit. Sigur că așa s-au pronunțat românii pe rețelele sociale. Ei de obicei au anumită conduită pe Instagram și Facebook, dar în realitate... nu stau lucrurile întotdeauna la fel. Acceptăm ce au votat ei și constat totuși cu surprindere că, deși ei spun că preferă să... sau, o aparentă ipocrizie, putem spune. Ei spun că vor să vadă modelele, nu neapărat cele de top. Totuși, când ne uităm pe numărul de like-uri pe Instagram și pe Facebook, cele de top sunt mai bine cotate. Sunt în top. Acela este sondajul real. Asta e. Rest este un never ending story.